Cristian, în mișcare, mă gândeam la tine. Cum te simți despre atentatele teroriste? Atunci când ceva se întâmplă și oamenii suferă. De obicei mor oamenii sau sunt explozii sau pur și simplu sunt daune materiale, emoționale. Și nu numai teroriste, dar pur și simplu situații în care se întâmplă ceva care devine un subiect emoțional și public, publicat pentru oameni. Am observat că cele mai importante sau care au fost mediatizate evenimente, astfel de evenimente, au fost de fapt evenimente plănuite. Bineînțeles că zici, normal că au fost plănuite, dar de cele mai multe ori au fost plănuite nu de cei care le-au executat. Și mă gândesc că unul dintre cele mai importante a fost cel care s-a întâmplat pe data de 11 septembrie 2001, când niște avioane au intrat în clădirile World Trade Center în New York. Și bineînțeles, planul a fost ca să se preia și să se facă război în Asia. Însă mă gândeam așa că și dacă ar fi fost făcute de oamenii de acolo și nu ar fi fost un complot din interiorul americanilor, tot ar fi avut sens că oamenii au fost bombardați ani de zile și au ripostat în felul ăsta. Dar în același timp, clădirile nu se dărâmă doar pentru că au o avarie de genul ăsta, un avion, mai ales la structurile care erau. Și deci, varianta că au fost detonate este foarte plauzibilă. Dar cred că în zilele noastre, în 2012, acum am un alt plan se urmărește în a se confisca armele. Și Națiunile Unite, această organizație care încearcă să preia tot timpul controlul și să, în sfârșit, facă ce vor ei în lume, bineînțeles sub imaginea de miel care aduce pacea, acum vor să ia armele. Și tocmai au regizat un eveniment în care au lansat un film care promovează teroarea, se numește ceva din seria Batman cu, în sfârșit, un film care promovează teroarea și omorârea și luptele și așa mai departe. Și în acest context au avut un om care a mers și a împușcat cu alți oameni și bineînțeles că ce urmăresc este exact lucrul ăsta, să confiște și să își să dezarmeze oameni în loc să îi înarmeze. Adică și în situația asta specifică care s-a întâmplat acum, persoana care a fost pusă să împuște nu ar fi scăpat, să zic așa, dacă oamenii ar fi fost înarmați. Pentru că au fost situații în care hoții au intrat sau criminalii au venit și au fost împușcați de oameni, care ei sunt, de fapt, ar trebui să fie oamenii să-și păzească teritoriul. Și noi toți nu să ne așteptăm la poliție sau la armată sau la oricine altcineva. Și asta ar fi, de fapt, măsura cea mai bună, pregătirea oamenilor ca să se apere. Asta ar fi apărarea poporului și înarmarea poporului în același timp. Însă, exact contrariul se va întâmpla. Oricum, aceste gânduri sunt ca să te facă mai conștient de agenda care există în spatele lucrurilor, evenimentelor care se dau prin mass media. De asta, un lucru care te încurajez este să te oprești în a te mai uita la televizor, a citi ziarele și a-ți căuta știrile pe internet. Internetul este, în același timp, și media care îi sperie pe acești oameni care regizează globalizarea și
în sfârșit, sclăvuirea lumii. Și, dragă tată în cer, îți mulțumesc că tu totuși ai toată autoritatea și niciodată nu o să lași omul să păcătuiască în așa hal, cu toate că ai lăsat de multe ori, pentru că tu lași libertatea noastră să facem ce vrem în viața asta și suportăm consecințele. Dar în același timp te rog pentru rezistența care a existat, există și va exista, întotdeauna să te vadă pe tine ca împărat și nu președinți oameni și alți oameni care se pun ca să dicteze. Și în același timp să vadă adevărul prin cuvântul tău și să nu fie înșelați de ideile oamenilor care le dau, mai ales prin tehnologia nouă, televizor și așa mai departe. Și să ducem lupta pentru a-i găsi pe cei care vor să trăiască liber, să trăim liber și să-i ajutăm și pe alții să fie liberați. Atât sufletește cât și trupește în lumea asta. Și îți mulțumesc pentru asta. În același timp, te rog să iubim pe cei care sunt prinși în această capcană de diavol, de a fi tirani, de a dicta și a monopoliza și a globaliza. Ajută-i ca să iasă, să vadă această capcană și să poată să fie și ei liberi, să poată și ei să vadă descentralizarea puterii, să umilească, pentru că diavolul întotdeauna cu asta a prins, îți voi da toate aceste lucruri din lumea asta, însă cel mai important lucru e familia și știu că ei asta vor să distrugă prin toată agenda lor și libertatea.